Bine v-am găsit, stimați telespectatori, din câte vedeți, nu mai sunt atât de obosit. Am fost seară, eram chiar mort de oboseală după al doilea rapel. Că am înțeles că vor fi de acum rapeluri fiecare lună, că apare fiecare lună câte o tulpină, ne cheamă iar la vaccin. M-am simțit, sigur, am dormit, m-am refăcut, pe la prânz iar m-a apucat. Eu cred că e o continuare, un efect al acelui al doilea vaccin. Sunt bine, deocamdată nu am murit, din câte se vede încă mai vorbesc, deși poate că unii ar putea să credă că e o înregistrare cu mine, adică noi după ce. Deci această înregistrare să fie dată după ce voi fi executat. Mă rog, am devenit sinistru și eu. Și sunt un pic mai bine dispus, deoarece astăzi a avut conferință de presă Ludovic Orban, zis Tilișcă, sau mai bine zis, Tilișcă, zis Ludovic Orban. Ludovic Orban este președintele PNL, președintele Camerei Deputaților și de când nu mai e premier, a tăcut. Și azi a ținut conferință de presă după ședința biroului permanent al PNL, ședința coaliției și ședința. Am înțeles, biroului permanent, el acum e șef Camera Deputaților, locul lui Ciolacu. Bun. În consecință, în sfârșit, văzând eu că Ludovic Orban e treaz, nu, n-a murit, că chiar trăiește și chiar e viu, m-am înviorat și eu. Și, în consecință, m-am gândit să văd de acum, având, cred că deja e viu, deci a scăpat de complotul puciști, cele două puciuri. Unde o fi Ludovic? Nu, unde o fi Rareș Bogdan? Că rezultă că azi ședința aia, adică luni, ședința biroului politic a mers ca un în stilul românesc, de la fanariuță încoace, au votat toți. Pac, 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 pac. Și am mai observat că, știți, înainte de congresele partidului, era Ceaușescu pusese la cale o mare mașinărie, adică până, așa, vreo, până prin anii 70, când începe cultul personalității, era congresul. Mă rog, normal era ca congresul, fiind congresul unui partid, să fie cu mai multe candidaturi, mă rog, era numai una, lui Ceaușescu. Ceaușescu a zis că nu e suficient. Bă, nu mă să mă alegi. Mă alegi și într-o zi atâta. Nu. Și însă s-a hotărât ca Nicolae Ceaușescu, ca secretar general, să fie ales de la organizațiile de bază, organizațiile municipale, organizațiile județene și apoi la congres. Deci vreo 2-3 luni noi îl alegeam pe Ceaușescu. Și după fiecare, de exemplu, după fiecare ședință, inclusiv de organizație de bază, se trimiteau telegrame lui Ceaușescu în care se spune că l-am reales. Noi, deocamdată, am propus să fie reales. Ei, observ că același lucru se întâmplă și cu Tilișcă. Din câte știți, Tilișcă a fost contestat de un grup masiv din nord, nordiște, cum am zis eu, ca președinte al PNL. Și atunci, din diferite județe au început să curgă telegrame, toate la fel. Teleorman susține ca pe Ludovic Orban să fie iar reales președinte, deoarece și toate au același text, parcă e făcut de Ludovic Orban și trimis lor. Toate textul cuprinde care a luat PNL-ul de la 18%, care a adus PNL-ul la guvernare, care a trecut România prin această aventură, deșertul pandemiei și iată, n-a murit. Toate. Pe asta a venit și la sectorul 3.
Mult, am văzut deja curg telegramele de realegere a tovarășului Tilișcă, zis tovarășul Ludovic Orban. Asta, eu sunt să sunt vesel pentru că și în consecință m-am hotărât, având în vedere această înviere, ca la Lazar, Lazare vino și umblă, vorba lui Iisus, să fac o rubrică dale lui Tilișcă. Rubrică. Vali, toarnă, neacustic, cât sui, cât diul și cât baba e supărat, iarăși s-o culcat, hey! Doarmă și trizeli, toarnă, Constantini, n-aștepta să și rugat, hey! Deci am prezentat de ce în această rubrică, în acest semnal, Ludovic Orban nu este prezentat el ca premier, președinte PNL, urmașul Ionel Brăteanu, pentru că ăsta este el. Este ăla care toarnă în pahare la bodegă, nu la, cum să spun, recepții. E vesel. Bun. Că e așa, o să, deci a avut conferință de presă. Ia uitați-vă imediat și o să vă sară în ochi veselia cu care începe el conferința de presă. Eu, uitați-vă cu atât vesel, ține conferință de presă, da? Ia vedeți primul începutul. Deci puteți să-mi puneți întrebări legate de ședința biroului executiv, ședința coaliției, ședința de birou permanent al Camerei. Ați văzut ceva în neregulă. E vesel. A băut de dimineață, a fi băut o țică să-și facă curaj. Și e vesel, dar nu da vesel, e chiar mare un pic și zbunește în râs, dar nu trebuie de ce zbunește în râs, o fi fost vreo gagică. Vreo reporteriță de nâla, cred că, nu știu, îi crăpați sutienul sau fusta, că altfel nu mi-explic. Sau își amintea el de un banc pe care l-a spus cineva azi noapte la vreo petrecere, acolo, așa, la un șpriț. Bun. În legătură cu această conferință de presă pe care eu am urmărit-o pe site-ul PNL și care poate nu se va vedea în această înregistrare, eu fac următoarea constatare. Eu o asemenea imbecilitate n-am mai pomenit. Deci are loc o conferință de presă. Ați văzut și la Cotroceni, dar este, eu uit pe americani, se desfășoară în felul următor. Am de-a face cu un demnitar. Demnitarul este Ludovic Orban, zis Tilișcă, dar totuși e demnitar. Președintele Partidului de Guvernământ și președintele Camerei, al treilea om în stat, cum zic fătucele, când ele, ca să-și ascundă agramatismul, zic al treilea om în stat. Bun. Dacă o să vedeți cine urmărește și... hai să vă dau un exemplu de cum are loc dialogul cu sala. Hai să vedem acum o... Chiar, cum uite, oricare, să luăm prima întrebare și primul răspuns. Toate aceste soluții vor fi comunicate de guvern. Înțelegem așa că Obiectivul nostru este să construim un buget care să respecte ținta de deficit bugetar pe care am convenit-o atât la nivel politic, cât și în negocierile pe care le-am avut la nivel european. O țintă de deficit în jurul procentului de 7%. Ce ați văzut aici? Ați văzut în felul următor. Cineva din sală, tânăr, bătrân, nu știu de unde, și cine îl întreabă. E ceva care de regulă nu înțeleg. Și îl răspunde. După asta vine altă voce care nu știu unde e. Deci, normal este felul următor. Demnitarul vine. Și ori el, ori purtătorul de cuvânt, zice că nu ca Jim. Și zice, sunt cutare de la cutare, da? Mie la Cotroceni îmi place mai mult, că e un microfon. Se duce, vedem și noi cine pune întrebări. Sunt
Neluța Neluțescu de la Digi și pun următoarea întrebare. De ce? Aflu și întrebarea, că e foarte importantă întrebarea. Aflu și cine întreabă. Așa, nu știu, nu aud întrebările, răspunde numai el, el răspunde la niște voci care nu știu unde sunt, poate nu sunt. Eu cred că sunt înregistrate. Sunteți siguri că erau în sală aia? Nu. Eu cred că sunt înregistrate sau sunt, cum, holograme. Nu e normal să zic că se aud voci, dar chiar cred că doar are o bani PNL-ul, da? Doamne, cum face la prezenție? Înregistrează și vine cu tare, se prezintă la microfon, sau măcar așa, măcar să vedem o cameră de la care zice, bă, o dă pe ala, da? Și e așa un fel de cloșcă cu pui, nu de aur. Și e ca el zice, niște voci acolo răspund, nu știu dacă e același tip, uneori aceeași tipă pune vreo 20 de întrebări, între timp aia se duc la toaletă, până afară, se întorc, s-o spăla pe mâini, vorbesc la telefon, ce e asta? Bun. Un dezastru. Am văzut și la Dragnea la fel. N-am înțeles niciodată de ce nu se face o minimă, pentru că, repet, e un mini respect pentru opinia publică. Da? Adică vreau să văd și eu, să aud întrebarea clară, chiar să și văd pe autor și chiar să știu cine este, de la cutare. Da? Și nu unul vorbește, ați văzut, pune câte 10 întrebări și nu mai scapă și între timp pe aia îl trag jos, îl dau jos de pe scaun, în picioare, spune, stai jos că vreau să pun o întrebare. Bun. Deci, au fost următoarele chestiuni pe care, pe scurt, vreau să le discutăm. Eu pun, am aflat întrebarea. Domnul Ludovic Orban a fost întrebat în legătură cu tăierile care sunt acum în perspectiva noului buget. Tăieri care, din câte o să vedeți, o scris în editorial, nu sunt urmarea unei viziuni. Așa cum spune și Orban, cum spune și Câțu, n-au bani și taie. Ba mai mult, domnul Orban spune, domnule, ne-au zis să ce să tăiem. Deci este ceva. Deci imaginați-vă răvășitoarea, ca dau un exemplu. Sibil poartă o fustă scurtă. În popor se zice până la puncte, puncte. Nu vreau să zic nimic. Prima doamnă, țări, profesoară, a început și a zis, și a făcut și ea, acum s-a dus la cum? Școală fizică. Ea poartă o fustă scurtă, inadecvată, însă vârstei. Ea fiind, îmi place această expresie populară, are o anumită vârstă, adică zice, bă, zice, și are o anumită vârstă, asta înseamnă că te îndrepți către zbârcituri, către, mă rog, și alte efecte fiziologice, când în cazul unor femei și unor bărbați care vin o dată cu vârsta. Ea însă poartă o fustă scurtă, nu pentru că nu a avut material ca să-și facă fustă lungă, ci pentru că e o concepție. O concepție, o putem critica. Concepția ei este, potrivit mie, Carmen, Iohannis, trebuie să port fustă scurtă, că e frumoasă, jună, bine, și zare într-un picior, tacă, 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 se învârte, da? Învârte. Poate, nu ca fetele de la Căpână. E frumos, învârte, o și văd așa, cântău, uite, vedeți, învârte. Cred că se învârte și în jurul lui, se învârte așa, zice, Clausică, ia uite-te că mă învârt eu. Știi, când te învârți, mă rog. Mă rog, ți se văd foarte multe lucruri, dar nu vreau eu să mă învârt, zice, că nu vreau să fiu indecent. Tocmai m-am vaccinat. Bun. Potrivit viziunii pe care o a lui Tilișcă și a lui Cățu, bugetul ăsta, adică reducerea cheltuielilor, nu este urmarea unei gândiri. Bă, noi ne-am gândit să reducem cheltuielile, adică România să aibă fustă scurtă. Că eu cred că este bine. Ca la Carmen. Nu.
este ideea, bă, le reducem, fusta va fi cât mai scurtă, deoarece nu avem material. Iar în cazul lui Orban, în conferință de presă, nu numai că nu avem material, dar ne-au zis și aia de la Bruxelles, bă, scurtă, cât mai scurtă, că noi nu vă dăm voie să folosiți material, că nu aveți bani. Și nu vrem să cheltuiți cu fusta lungă. Mă întâlnesc și un exemplu ca așa popular să se înțeleagă. Bun, și hai să vedem cum a răspuns el la aceste, nu știu, strângerea curentă. Dumneavoastră vorbiți despre tăieri. Dumneavoastră vorbiți despre tăieri. În ceea ce mă privește pe mine, sunt adeptul reducerii subvenției. La cu cât se va reduce, rămâne de văzut la nivelul guvernului. Ați văzut. Deci, potrivit lui Tilișcă, nu se taie, ci se reduce. Domnul, alo, tot o comparație. Deci, domnul Tilișcă are niște pantaloni, da? Da. Dacă el vine, își taie și rămâne pantalon scurt, se spune că și-a redus cracul pantalonului sau l-a tăiat. Eu zic că l-a tăiat, dar nu el ca să nu zic. Nu stăie, domnule, să-mi reduce. Ară. Altă întrebare pe care noastră nu a auzit și i-a făcut greu să înțelege, este în legătură cu planul de reziliență. Și eu să vă spun esența. Deci domnul Ghinea, când a venit la fondurile europene, ca și Dacian Cioloș, ca și Barna, au spus un lucru, că planul ăla trimis de noi la Bruxelles a fost o escrocherie, deoarece ne-a fost respins că noi l-am făcut pe autostrăzi și pe ăla și că aia vor pe Green Deal. Iată cum răspunde Tilișcă la această întrebare, în legătură cu plan. Și în privința Programului Național de Reziliență și Recuperare, recapitulez. Noi am adoptat o propunere de Plan Național de Redresare și Reziliență, o propunere care a fost lansată în dezbatere publică. La data respectivă, noi am elaborat propunerea pe baza propunerii Comisiei privitoare la regulamentul cu privire la facilitatea de recuperare și reziliență. Între timp, în urma dezbaterii la nivelul Parlamentului și a negocierilor între Parlament și Consiliu, a rezultat o formă de regulament. Evident că noi trebuie să punem în acord Planul Național de Reziliență și Recuperare cu forma regulamentului. Asta e primul. Deci ați văzut. Minte, unul. El a fost, cum poate să-mi spună mie, că deci regulamentul a fost de la început așa. Spune Ghinea, spune Barna. În Parlamentul European nu s-a discutat regulamentul. S-a discutat ceva că ăștia care sunt țările, cum le-ai zis, ăștia, vagabonde în Uniunea Europeană, Ungaria și cu Polonia să se țină cont de drepturile omului, să nu ia bani, dar nu. Deci ei de la început și el și Iohannis, sau când au făcut acel plan cu autostrăzi, cu ăla, cu ăla, era clar că ne-au tras pe sfoară ca în campanie să vorbească de autostrăzi. Și acum nu se vor face autostrăzi, mai trebuie refăcut plan. Bun. O altă întrebare a fost cu măștile aia pentru defavorizare. Din câte știți, pe vremea guvernului Tilișcă s-au achiziționat măști în cantități uriașe. O mare escrocherie, gașca, această camarilă din jurul lui Iohannis și din peneliste, s-a îmbogățit prin achiziționarea de către stat a cantități uriașe de măști, care n-au ajuns nici acum. E întrebat. E uitați, Tilișcă ce răspunde. Cine considerați că este de vină pentru faptul că măștile pentru persoanele defavorizate încălzac în depozite? Sunt acele măști pe care le-ați cumpărat dumneavoastră când erați premier? Nu vă pot da răspuns la această întrebare. Noi am prevăzut un mecanism de distribuție a lor. Măștile care au fost achiziționate au fost distribuite, cel puțin prima achiziție. Ulterior a apărut o modificare legislativă făcută de majoritatea PSD în Parlament, a mai existat o procedură. Răspunsul la această întrebare vă pot da cei care sunt efectiv responsabili cu acest subiect. Și nu v-ați modificat în Parlament?
că de Parlament a fost modificată, nu ar trebui o modificare nouă? Au generat niște modificări care nu au un suport în realitatea efectivă. Cert este că guvernul pe care l-am condus a achiziționat măști în conformitate cu ordonanța de urgență pe care am derulat-o și le-a distribuit către persoanele dumneavoastră. Ați ce răspunde? Răspunde că devine PSD-ul. Încă o dată răspunde, devine faptul că el de fapt le-a achiziționat ca să aibă aia, pentru că a fost o afacere uriașă, uriașă. Guvernul nu-l interesa să ajungă la defavorizat, că nu a ajuns niciuna, îl interesa să le cumpere de la niște bandiți. Mă rog, normal, ar fi ca DNA să se sesizeze DNA, e vorba de câte Tilișcă, cum dacă se sesizează DNA și domnul Tilișcă nu mai e premier, trebuie politici că se vină premier, nu, președinte la PNL, riscă să vină unul mai bun decât Klaus Johann, decât Tilișcă, și Klaus Johann s-a intrat la apă, pentru că el n-are interes să fie la PNL unul care să strălucească, că-l concureze pe el. E unul ca Tilișcă, cum a deschis el conferința, mai avea un pic și dansa. Ați văzut, era vesel. Vesel nevoie mare, dar nu înțeleg de ce, că era totuși pe la prânz. Cred că mâncase înainte și dăduse un șnaps, mă rog. Și după asta vine ultima întrebare, așa, în legătură cu schimbările din funcție. Ce scut studenți? Să ascult, să vedem. Și dorința de a revoca pe doamna Renate Weber, veți relua acest demers și la vedea când? Da. În orizont de timp? În cel mai scurt timp posibil, depinde și de partenerii noștri. Și vorbim de revocări, domnule Orban, revocarea domnului Iordache de la șefia Consiliului Legislativ s-a discutat. Privitor la anumite instituții de subordonare parlamentară, v-am spus că am format niște grupe de lucru care trebuie să ne prezinte în termen de 2 săptămâni un plan de acțiune pe fiecare. În unele cazuri e nevoie de modificare legislativă, în alte cazuri, cum este cazul TVR, radio, este suficientă respingerea raportului. Dar și în acest caz am stabilit să ne propună un plan de acțiune pe care îl vom dezbate în coaliție și vom stabili calendarul de acțiune. Revenind la gratuitatea de transport pentru studenți, ce discuții s-au purtat în acest sens pentru reducerea? Deci există o propunere prin care să se revină la vechiul sistem, în care să se deconteze un anumit număr de călătorii care sunt efectuate cu scopul deplasării în localitatea în care își efectuează studiile studenții și nu sistemul de gratuitate totală care a fost introdus de PSD. Cu schimbările din funcție, ați văzut că principalul scop al actualei coaliții este să schimbe din funcție, în locul avocatului poporului, în locul la TVR, că și au clienții lor. E singurul lor scop. Al doilea e cu studenți. Îi vreau să spun că nimic nu m-a bucurat mai mult decât această decizie de a le lua studenților abonamentul ăla gratuit. Am fost, dacă nu mă înșel, nu a fost și Mircea Badea și eu am fost atunci, a fost o idee de netot politică a lui Dragnea, care, ca toți pesediștii, a zis următorul lucru. Hai să-i mituim pe studenți, că dăm noi. Era o prostie, că aveau voie să meargă și puteau de aici. Deci normal, nu era vorba de contul că mergea de la, nu știu, București la Bolotești, să zicem, în vacanță. Nu, putea să meargă și urca în tren, mergea la Sinaia, la Univerne. Eu sunt împotriva acestor chestii, sunt un om care a muncit toată viața. Eu cred că studenții, în actualele condiții, ca te vede de comunism, nu mai sunt obligați să ducă la cursuri, pot să se și întrețină singuri. Da? Așa au fost și în perioada interbelică, pot să muncească, sunt ele destul de vânjoase, pot să fie și caserițe, nu e nicio rușine, dacă nu am zis să fie altceva. Pot, da? Că oricum nu se duc la cursuri. oricum, așa, examenele alea. Bun. Da, chiar dacă s-ar duce, poți să muncească noaptea, că sunt tineri, ei sunt gogeamite, găligani, vai, dă mine, aoleu, poți, sunt în stare, mută munții din loc, da? Te duc la discotecă ele și ei și
trag până și dansează până dimineața. De cât dansezi la discuție până dimineața, zic că mă tai lemne. Nu e nicio problemă, că te face bine la mușchi, chiar ele pot să coase. Și am zis, bă, de ce? Da, ăsta, Dragnea, a zis, bă, gata, îi mituiesc așa. Și după ce le-a dat asta, ca și medicii care le-a dat, ați văzut, la, domnule, o spălătoreasă la un spital are peste 1000 de euro. Păi, oameni, bă, de oameni normali. Și 1000 de euro ce face spălătoreasă? Nu mai spun. Ei, și asta nu înseamnă că ea nu mai ia și ea încă 1000 bacșiși, da? Bun. Le-a mărit, da? Și care a fost prima consecință? S-au dus în piață și au demonstrat împotriva lui, al lui Dragnea, da? Și au scris pe Facebook și făceau hau-hau când l-au arestat. Hau-hau, că e bine, da? Și mă toate, de la Gabi Fir, de fapt, de la Gabi Fir, zic că avea ea aia cu in vitro. Toți aia pe care Gabi Firea i-a ajutat din București, dându-le chestii sociale, au votat PNL-ul. De ce? Pentru că românul nu votează, băi, PSD-știlor. Românul nu votează pe interes. Că zici, bă, eu sunt crescător de albine și a venit un guvern, a venit un partid care mi-a dat mie subvenții și eu am crescut albine și m-am îmbogățit și cu tare. Și uite, o să vină partidul următor, USR Plus, și îmi taie subvenția. Nu. Și atunci nu-i mai votez. Nu. Ei votează pe Facebook, pe ce le spun ibovnicele. Am cunoscut în 2005 un mare om de afaceri, mare, uriaș, chiar bun, care se îmbogățise, făcuse mare afaceri în timpul regimului Năstase. Trăia din asta. Și mi-a spus că copiii lui au votat pe Băsescu. Și am zis, uite, tu nebun. Și după asta l-au arestat regimul Băsescu și l-au băgat la închisoare. Și copiii nu l-am mai uitat, nu m-am întâlnit. Sunt era băia, băizadelele erau, aia era cool. Acum să votezi tu PSD-ul. Înțeleg? Așa și români. Păi eu nu înțeleg de ce PSD-ul are o treabă cu pensionare. Că nu-i votează. Deci românul nu votează. Românul vine PNL și USR Plus, spune, bă, vă tăiem pensiile și votează în continuare. Așa și ăștia, băiețași ăștia și fătucele astea, studenții, care acum au zis că e gălăgea, e organizația lor, vor vota tot PNL și chiar USR Plus. Deci că românul nu votează pe interes, el nu are interes. Este, românul e un netot, un prost, un babuin și votează în funcție de ce scrie pe Facebook, ce îi se pare lui că e cool și în stare să voteze și pe ăla care îi taie gâtul. Bine, de ce mă? Băi, fii atent aici că partidul și-a propus că taie gâtul ăla care au anumită înălțime, care era la mongoli. Când ajungeau undeva, ei bărbații le tăiau cap, îi decapitau în funcție de înălțime, mai nu știu, trebuia să fie mai înalt decât roata carului lor. Atunci însemna că nu mai era copil, nu aveau voie să omoare copil. Așa zic, bă, deci este singura măsură pe care o aplaud, bravo, bine le-a făcut, pentru că nu vor plăti cu nimic, nu vor plăti nici că reduc cheltuielile, nici că nu le dau vouchere, nici că nu le cresc salariul, nu luate. Nu. Ei vor vota români în continuare USR Plus și PNL. De ce? Că e cool. Nu. Păi PSD mă va dat. Aia. Nu, nu, nu. Ne pute nouă PSD. Și, mă rog, după așa sunt români. Deci PSD-ii sunt niște mări de toți. Năroze, adică n-am înțeles, să nu le spun că sunt imbecil. Dau cu ăla, se chinuie, se le dau facilități, vouchere cu tare, le măresc salariul, au mărit pensiile. Și i-a votat pensionare? Nu, pensionarul a votat tot pe ăștia. Că e cool, adică și pensionarului, care pensionara care scrie pe Facebook și a zis colega ei pe Facebook, pe rețelele sociale, bă, dacă votează, nu vota ciuma roșii. Ea n-a votat ciumarul și chiar dacă acum o să-i taie din pensie sau nu o să-i crească pensia. Vă mulțumesc, la revedere!